bon s'appelle roi des forêts, que j'aime ta verdure. Under communist rule, hospitals would systematically dispose of children having severe disabilities by sending them to Chigit's orphanage. That place was labeled by many journalists as the horror camp for disabled children. Out of 187 children, 130 died between 1987 and 1990 alone. Hunger, constant physical abuse and rat bites caused over 15,000 child deaths between the years of 1967 and 1990. Chigit's orphanage through that toll remains unknown till this day. For all the tragedy, I am very thankful to Monica, a Chigit survivor, for sharing her story. Am fost la casa de copil orfelinat, am fost la căminul Chigit, la spitalul unde am fost distruși, bătuți, vai și amar. De acolo m-au distrus, noroc că am fost salvată de ceva străini. M-au dus într-un spital și de acolo am ajuns la spitalul de copii. De la spitalul de copii am ajuns la Veiuș, de la Veiuș am ajuns la Popești. De la Popești am ajuns cu Tudor Dumitrescu. Deci n-am avut nicio școală, deci a fost bătută, stau pe străzi din 2003. Notice her reaction as I try to comfort her. O viață din anii aia, nu știu câți, o viață grea, bătută, distrusă, foarte rău bătută, niciodată. Doar Dumnezeu m-a întors să mă duc tot înainte. Când am avut 5 anișori, m-a crescut doamna Platon Monica, la vârsta de 5-6 ani, am făcut școală acolo și de acolo m-a transferat pe Beiuș. Și la Beiuș am primit bătaie, m-a luat pe sus, m-a trântit. După ce m-a transferat și pe doamna Platon Monica, doctorița de la Spitalul de Copii, o respect totdeauna. Am fost angajată pentru Ancamania la tot conființe de mirese, dar naștuse de copezi și mi-a dat foarte puțin de ea, fiindcă o lua foarte mulți bani după mine. Eu ies cu un handicap și o lua foarte mult. Gradul 2 este foarte greu, rentar mental. Deci mă trântesc, îmi rupt hainele, aia. I-am nebun de când îți păstrez. În 2003 până în 2000, acum, câți ani ies? 20. Și nu m-am plâns la nimeni. Am doi copii, unul am pierdut, că m-a bătut un băiat. Am pierdut copilul la 4 luni jumate, primul băiețel, al doua fetiță la 900 de grame am născut, niciun chip. Băiatul a murit, dar fetița nu. Are 16 ani, anișor. Nu, ea este în bratca și aș vrea să o scot, dar n-am posibilitate. Stau într-o fabrică, vis-a-vis de parcarea asta nouă, unde s-a făcut în centru civic. Acum iarna asta, astea care au fost acum, am făcut un an cu prietenul meu și prietenul meu lucrează foarte mult. Se scoală de pe stră, se scoală și merge la muncă. Deci nu e un om puturos, nu, e harnic. Gunoi. Eu mai mult mânc din gunoi, spun sincer, și ea mâncă din gunoi ca mine. Și nu fac rău, beau apă și îmi trece foame. Oamenii se uită la culoare. Asta e, dar Dumnezeu ne-a creat așa. Noi dacă plângem, și el plânge. Umblăm desculți și el e desculț. Dacă noi suntem dezbrăcați, și el umblă. Să primesc o casă. Suntem 5. Eu, Alex, Renuța, Adi, Tom. Suntem 5 persoane. Și vreau să-mi recuperez fata și fetița lui Renuța. De să nu facă violul, să nu facă nimic. Doar să ajute săracii. Mulțumesc și eu. Ai vorbit cu mine. Mulțumim. Sper să-ți placă. Mănânci pește, nu? Da. Are ce mi-e gust pește. Aia o crea Dumnezeu, nu este pește și paie pâine. Da, știi și nutriția.
Thank you for listening to Monica's story. Please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it here. I hope to see you again next week.